Acest meci este unul crucial pentru Naționala României, deoarece în cazul unei victorii ne calificăm în optimi. Discutăm acum despre șansele de câștig ale României cu Marian Popovici, jurnalist sportiv la Fanatic. Mulțumesc foarte mult! Bună seara! Bună seara! Tricolorii au debutat cu un senzațional 3-0 cu Ucraina în startul turneului. Am vorbit împreună despre asta. Acum vor da peste cea mai puternică formație a grupei Belgia, locul 3 în clasamentul FIFA. Cum să ne raportăm la faptul că adversara noastră nu a avut un start bun de turneu și că a pierdut în primul meci cu Slovacia 0-1? Pe ce să ne concentrăm? Că e obligată să câștige dacă vrea să mai spere la calificare sau că nu vine cu un moral bun? Cred că ar trebui să abordăm echilibrat în condițiile în care Belgia rămâne cea mai puternică formație a grupei în ciuda startului greoi. Să fim sinceri, nu ne ajută rezultatul Belgiei din prima etapă. Am fi preferat să vedem sau să vină Belgia cu 3 puncte, să vină puțin, haide să zicem, mai relaxată, nu cu cuțitul la os, cum se întâmplă în seara asta. În schimb, cred că ar trebui să ne concentrăm pe noi și pe ceea ce putem să facem noi, având în vedere că am câștigat cu 3-0, suntem într-o poziție foarte bună, de vis chiar înaintea acestui meci, și să încercăm să scoatem ceva din acest meci, pentru că orice rezultat, un egal, mai ales o victorie, ar fi senzaționale. Inclusiv un egal ne duce mai departe, trebuie să ținem cont de chestia asta. Cât contează toate comentariile care s-au scurs de la meciul cu Ucraina încoace? Asta o să vedem la 22. Înțeleg din colegii mei care sunt la fața locului și din informațiile pe care le-am mai aflat că băieții sunt foarte conectați. Adică euforia a dispărut după una sau două zile după meciul cu Ucraina, ceea ce e foarte bine. Mulți specialiști spun că euforia asta e un mare dușman pentru noi în meciul 2. Și atunci sperăm că a dispărut și că băieții sunt concentrați. Știu, cu siguranță știu cu cine au de-a face. Să nu uităm, Belgia este pe locul 3 în lume, în clasamentul mondial, și chiar dacă n-au avut cele mai bune rezultate în ultima perioadă, calitatea jucătorilor e la cel mai înalt nivel. Așa că ce trebuie să facă băieții? Să fie concentrați pe ce au ei de făcut, să lase euforia meciului cu Ucraina pentru că a trecut și să facă pasul decisiv spre optimile de final. Asta ne dorim cu toții. Da, iată că sunt și imagini din marile orașe din țară. Aceste imagini pe care le vedem acum pe ecrane sunt de la Atene, unde suporterii români care nu au ajuns în Germania s-au strâns în centrul orașului să urmărească împreună meciul. Un alt aliat despre care putem vorbi, Marian Popovici, în această seară, este glasul celor peste 20.000 de suporteri români care vor fi pe stadion, adică jumătate din capacitate. Cât de mult contează asta pentru jucători? Sunt sigur că este un factor extrem de important. Atmosfera de pe Allianz Arena a fost electrizantă, probabil că ați văzut și voi, chiar dacă vedem la distanță, dar a fost electrizant să fie 30.000 de români în tribunele de la München, azi 25.000, pentru că stadionul e puțin mai mic. Dar am văzut și azi imagini din Köln, sunt într-o proporție covârșitoare ai noștri, ceea ce e foarte bine și asta are un impact important și asupra jucătorilor, să știți, pentru că în momentul în care văd că există un adevărat zid galben în tribună, sunt sigur că motivarea e la maximum. Adică fotbalul, clar, și la turneele finale, fanii au un mare aport și asta s-a văzut și asta au declarat-o cu toții, pentru că au spus Niță, Drăgușin, au spus cu toții că li s-a făcut pielea găină și efectiv, chiar dacă nu mai puteau să alerge, când se uitau la suporterii noștri, mai găseau așa, din adrenalina aia, picăturile de energie care să-i ducă spre succes. Cât de mare e presiunea în această seară pe Edi Ordănescu? Nu cred că e deloc mare, având în vedere că a pornit cu 3-0. Presiunea a fost mai mare la primul meci, sunt sigur de asta. Primul meci care a ieșit ideal, deci presiunea nu ar trebui să existe deloc, pentru că nu noi avem ceva de pierdut în seara asta, doar Belgia are. Noi avem doar de câștigat. Chiar dacă pierdem, e foarte important să spunem, nu trebuie să facem o mormântare, că ne bate țara sau națiunea de pe locul 3 în lume la fotbal. Mai avem meciul cu Slovacia și chiar dacă, să zicem, este rău cu Slovacia și pierdem și atunci, tot avem o șansă bună pentru calificare. Deci presiunea din punctul ăsta de vedere nu ar trebui să existe. Evident, ne dorim cu toții ca toate calculele calificării să fie încheiate din seara asta,
dar să nu uităm că mai avem meciul cu Slovacia, suntem într-o postură ideală și din punctul ăsta de vedere presiunea mare e pe Belgia. Belgia de la care toată lumea are așteptări, Belgia de la care, nu știu, toate ziarele scriu că e ultima șansă a lor de calificare, pe ei e presiunea. Într-adevăr, și jucătorii valoroși și care pot face diferența sunt tot la ei, dar, după cum ați văzut în primul meci, grupul e la noi și s-ar putea ca asta să conteze foarte mult. Da, mulțumesc foarte mult, Marian Popovici. Desigur, ținem legătura și vom reveni cu comentarii la cald.